Neața, e 5 dimineața, suntem în picioare, hai la București și după aia la Brașov. Hai cu noi. Am fost acasă, am scăpat de 80% dintre bagaje. Pare 80. Păi mai avem. 3 teste. Mai avem. Și acum mergem la Brașov să ducem autorulota. Îmi spune că ajungem la 11.42 acolo. E bine, la 1 trebuia să o perdăm. Am lăsat și drona acasă, deci nu voi fi cadre cu drona azi. Doamnelor și domnilor, ultima alimentare cu autorulota. O ducem la bază. Sasha, cum a fost ati cu autorulota? Ți-a plăcut? Mă, uite-te la mine! Mă! Am ajuns la destinație. Înainte să zicem papa la autorulota, haideți cu noi să facem o scurtă prezentare de la revedere, cum ar veni. Hai, Nasca! Arată-ne universul autorulotei. Hai și tu, Sasica! Ultima intrare, hai! Hei! Bravo! Bun. Aș vrea să încep această filmare prin a vă spune că mi-am găsit parfumul. Bate 5. M-ai scutit o groază de bani. Bun. Deci aici sus, ce avem? Aici sus este patul copiilor. În cazul nostru ce a fost? Tu, hainele mele, care sunt un fel de copiii mei. Și drona mea, care e un fel de copilul meu. Și aici se ajunge așa. Cu scară. Cu scară, da. Pui scara, țac-pac aici și te urci. Bun, ok. Hai să mergem mai departe, repede, să ne mișcăm repede. Da. Chestie super tare, cum am spus și la început. Toate spațiile sunt bine eficientizate. Ai o groază de dulăpioare. O să te întrerup un pic, pentru că Sasha a dispărut din peisaj. Sasha, hai, vină cu acea mama, hai. Aici avem boilerul. De aici se pornește. Și de aici se test temperatura să fie 50 sau 70 de grade. Sub acest scaunel se află ceva care, de care boilerul are nevoie. Butelia pe care o închizi când pleci cu autorulota și o deschizi când campezi ca să ai gaz. O chestie interesantă la care nu mă așteptam este că și frigiderul poate funcționa pe gaz. El are mai multe... Nu-l deschide. El are mai multe opțiuni. Poate să fie pe automat, adică el își caută automat și alege cea mai bună variantă. Varianta în care se încarcă de la priză când ești conectat în camping sau, mă rog, la 220. Varianta în care merge pe bateria mare și varianta în care merge pe gaz. Asta e cea mai bună variantă și care răcește cel mai repede. Cel mai bine se înțelege cu gazul. Ce avem aici? Aici avem zona de bucătărie. Aragaz cu 3 ochiuri care este tot așa pe gaz. Aici este chiuveta. Avem și un fund. Da. Hai, pune la loc. Chiuveta a fost între timp o victimă colaterală. Da, a sărit ceva. A sărit o chestie, o piesă. De la trepidații se mai întâmplă chestiile astea. Așa e când mergi cu o casă pe roți. Da. Așa. Aici dulapuri să-ți pui și în cap. La fel, jos. Da. Multe spații de depozitare. Spații de depozitare să-ți pui și în cap. Priză de 12V, priză 220, care funcționează doar când ești conectat la priză. Un lucru foarte tare este că dulapurile se blochează, ca să nu... Bun. Așa. Zona asta se transformă într-un pat, dacă tragi de ele și faci combinații de N luate câte X, se transformă aici într-un pat pentru două persoane. Mai ai un pat de două persoane aici și patul matrimonial. În care am dormit noi este acesta. Un pat super comod. Care evident are 3 dulăpioare să-ți pui telefonul. Și în astea le-am folosit, nu le-am folosit pe astea. Da, nu le-am folosit și televizor. Ai televizor și sus priză 220, care merge doar când ești conectat la priză 220 de afară cu cablu. Lumini. Televizorul merge prin 12V, prin baterie, pe acolo ai frumos de brichetă. Lumini, frumos, poți să conectezi. Ce mi-a plăcut super mult, da? Ce vreau să arăt. Uite, uite. Mi-a plăcut chestia asta aici, îmi pare super, super drăguță. Da. Este un spațiu de depozitare unde mi-am ținut de pantofii pentru că am încăput. Așa, mai avem și aici un dulap. Da, super dulap. Super dulap. Huge. Cu umeraș și cu spații de depozitare sus care tot așa se blochează. Și baia.
E puțin murdară ca vă să o lăsit, dar chestia asta trebuia să o facem la început, dar o să vedeți că totuși sunt destul de curăței. Dușul, care arată mai bine decât ăla pe care l-avem acasă. Hai mă că exagerez, Maria. Îmi place să zic asta pentru că e foarte frumos, e chiar un duș, da, foarte frumos. Ai frumos aici ca să deschizi, să scap de aburi. Ușa se pliază, le-am arătat în primul, da, vlog. Toaleta se... Care e combinația cu toaleta? Dacă vrei să faci ceva, da? Pipi, să zicem. Bagi niște apă aici ca să fie o bază. Faci treaba și după ce ai făcut treaba, închizi capacul și s-a creat vidul și a dispărut treaba. E foarte mișto și chiar după o săptămână, după 8 zile de folosință, da, și te sper pe mâine, da, după 8 zile, nu este un miros neplăcut, îl schimbam toaleta cam o dată la 2 zile pe procedeul pe care l-ați văzut în filmările anterioare. Chiuveta micuță, frumos, spații de depozitare aici, lumina aici, spațiu de depozitare acolo. Pe același sistem. Frumos compact pentru hârtie igienică aici. Noi ținem săpunul lichid. Aici pentru igienă. La fel, o chestie mișto. Toate geamurile au plasă. Deci asta m-a câștigat definitiv. Așa. Treaba asta. Bun. Toate geamurile au plasă. Poți să stai frumos să aerisească treaba aici, să face curent. Sau poți să pui frumos oblonul cum ar veni. Nu, să deschizi corpul. Ok, să-i aiusească. Panou, aici frumos sus, la fel, cu plasă de țânțari sau frumos împotriva soarelui. Se deschide cam atât de mult. Ia uitați-vă și voi. Desigur, când pleci la drum este indicat să-l închizi, pentru că, na, vântul poate să facă probleme. Ok. Geule, ceva de completat. Ce să completez? Mi-a plăcut super mult. Mi-a plăcut super mult că e gândită în așa fel încât să nu duci lipsă de absolut nimic. Da. Îmi place atenția la detalii, așa cum am scris și în articol. Plasele de la geam care, credeți-ne, sunt aur. Sunt aur, dacă n-ați făcut, da, niciodată în camping o să vedeți. Da, lupta cu gâzele e o luptă... Vorbeam. Scuză, spun. Îmi pare. Nu mai știu. Hai, lupta cu gâzele. Lupta cu gâzele, luptă foarte dificilă, gen am avut raid, am avut ăla de fum. Depus în priză, da, toate lucrurile care se găsesc pe piață. Spune de atenția la detalii. Păi da, asta spunea, de atenția la detalii, plase, totul gândit cât să ai spații să-ți depozitezi toate lucrurile, totul e la îndemână, modern. Cum se curăță? Adică se curăță destul de ușor. Da, pentru că na, ești în camping, na, nu e ciment, nu e, în general, iarbă, pietriș sau pământ. Intri cu pământul un... Cam așa. Da, bine, acum e ud. Da. Ei, se curăță, da, ușor. Da, dădeam în fiecare zi, aveam o măturică, dădeam puțin cu mătura și cam atât. Și cu șervețele. Șervețele umede, da. 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 Aici este panoul central. Momentan, după cum vedeți, Blink pâlpâie un beculeț. Asta este beculețul de apă murdară, bazinul de apă murdară care trebuie golit. Cam o dată la 2 zile ăsta trebuie golit. Noi făceam un singur duș pe zi seara și apă curentă la chiuvetă și toate cele. Cam o dată la 2 zile trebuie golit. Ăsta este rezervorul de apă curată. Este la jumătate. L-am alimentat acum 2 zile. Bateria mare, bateria mașinii și asta este luminositatea panoului. O chestie tare, beculeț frumos afară, ai apăsat ăsta, s-a aprins lumina. E foarte util noapte. Ce mi-a plăcut super mult a fost portbagajul. Portbagajul este imens și în plus de asta mi-a plăcut foarte tare că am avut măsuță, scaune, plus copertina de aici, de afară, da, care da, se da, da, face așa. Are foarte utilă, pentru că dacă plouă, na, stai sub copertină, dacă vremea e caldă, dacă e soare, la fel, te protejează de soare. Adică am avut, practic, tot ce ne trebuie ca să putem să ne simțim în vacanță. Adică n-am avut nevoie de nimic altceva în afară de mâncare și băutură. Cam asta a fost autorolota. Partea de mașină este un Fiat clasic, dubă. Motorină, nu știu exact care este motorul, o să întreb acum și vă spun. 6 viteze, Fiat
frumos, așa am și eu la Fiat-ul meu. Panoul este super ok, totul e la îndemână, intuitiv. Bluetooth-ul a fost în permanență conectat cu telefonul, m-a ajutat foarte mult pe Waze și muzică. Camera de spate, da, când bagi în marșalier, se aprinde aici frumos și vezi în spate. Ce aș fi avut nevoie, și poate că chestia asta nu am descoperit-o, poate o are, ar fi ca în timpul mersului să pot să apăs un buton să văd ce am în spate. Că poate e cineva și pe care nu-l văd în cele două oglinzi laterale. Asta ar fi fost o chestie, poate chiar acum o să-l întreb pe domnul de aici să-mi spună dacă era o chestie pe care n-am descoperit-o. Bine, acesta a fost review-ul autorilotei. Beniemar 346. Să sperăm că vom avea ocazia să conducem și altele. Motor de 2.3 diesel, multijet. Ok. Papa autorul Lotto. A fost super tare, super tare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Chiar a fost super tare. Păi cum n-a luat-o, Georgian? 1. Mergem să mâncăm ceva. 2. Alături de noi o să vină fratele Zoso. 3. Nu vrei să știți cât de ciudat este orice într-o mașină mică să o conduci după ce ai condus dită mai autorul ăta. Mi se pare că sunt cu cartul. E atât de mică tot atât. Shit, man. Georgiana? Nu vreau să mă filmez. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Ne-a luat valii pe străduțe de-astea ca să evităm turiștii. Străduțele ascunse ale Brașovului, ce? Haide, vorbește. Dacă vorbește acum, dacă mă tot mă întrerupi. Dacă aveam o curea, îți ceream cureaua, fii atent, îmi dădeam rochea și mă făceam o roche din ăsta și eram super caș. Georgiana, treci peste. Ești îmbrăcat în capotul de noapte. Hai mi-o dacă vă ingeți sfoară, mașină. Stăm la locul faptei. Vreau să încerc noua cița. Știți că sunt fan KFC, iar oamenii mi-au zis că trebuie să încerc asta, așa că... Cița. Mulțumesc frumos! O secundă, mă mai așteptăm. Doamne și domnule, cița. Evident că n-am rezistat tentației să luăm și niște Crispy Strips, dar cița. Este cița sau ciza? Cița. C-H-I-Z-Z-A. Se citește ci-ța. Z-Z-A. Și are chestie de pizza pe deasupra. E pui cu pizza. Te știți că chestia asta chiar are gust de pizza cu Crispy Strips? E super tare. Mai cântat. Hai cu noi acasă. Hai la București. Ce faci, mami, acolo? Ți-am făcut un pătuț pentru tine. Pătuț de prințesă, da. Îți place. Îți pare normal. Și ca o divă. Am să acasă și ne băgăm în pat o oră. După care edităm vlogul și scriem articolul și vedem ce se mai întâmplă. Sunt trezit de la 5. Am condus enorm de multe ori. Deci domnul bricolator șef Vali Petcu și-a făcut seara aici. Ia uitați, castraveți, roșii tinere. Asta sus aici, în ghivecele astea, ce aveai? Nimic. Rămâi. Da, și de noi m-a adus în beci. Nu, la studioul de filmare, vă frumos. Studioul de filmare profesionist al lui Vali. E super tare. Mi-ar plăcea. Deci chiar e spațiu, chiar e ideal de făcut vlogging aici. Da, știu. Ia uite, un craniu. Ce să mai... Vezi că a rămas o mână de îngropat acolo. Nu, e neglijent.